Vreau să încep eu primul. Vreau să vorbesc puțin de meciul de mâine împotriva Slavia din Constanța. Ne așteaptă o partidă foarte dificilă. De ce spun lucrurile astea? Pentru că Farul, în momentul de față, în opinia mea, joacă cel mai frumos fotbal din Liga 2. I-am urmărit foarte atent. Au jucători în componență foarte buni. Deci mă refer la cei doi jucători centrali, la Liviu Mihai și la Cruceru. Jucători care au jucat și în Liga 1. La fel Măzărache, care este un jucător la fel de interesant, jucător cu viteză, de forță. Au un joc foarte elaborat. Ambele tranziții, cea pozitivă și cea negativă, o fac foarte bine. Și asta datorită și antrenorului lor, Ianis, care la fel vine din fotbal și vede foarte bine joc. Noi toată săptămâna ne-am pregătit foarte bine. Am văzut încredere la jucători, ceea ce prima zi când am venit am văzut puțin demoralizate și normal, era și normal să fie demoralizat pentru că au avut două rezultate negative. Au pierdut puncte foarte importante, dar aici am început să lucrez la psihicul lor. Și cred că am reușit în mare parte. Mâine sper să-mi demonstreze pe teren că am dreptate. Au fost antrenamente bune, antrenamente intense, utile și în același timp plăcute. Da. Cam atât, dacă dumneavoastră aveți întrebări. Nu spune nici ceva, câteva cuvinte și pe aia.